la pelerinaj. Când a fost organizat? Când și cum? Nu este organizat. Să știți, pelerinajul ăsta este ceva instantaneu, în care eu, fata asta cu care vorbesc, pentru că este o fată de calitate și mă știu cu ea din 1994, ea face pelerinaj de mulți ani, dar în special cât a fost pace la Ierusalim, noi, în general călugări, avem dreptul la câteva zile libere, libere. Că Dumnezeu ești când ești liber și când nu ești liber. Dar vreau să spun, sunt câteva zile de relaxare care, hai să le spunem în termenul laic, cum vorbiți dumneavoastră în societate, de concediu. Uh-huh. Adică ești liber să-ți rezolvi o problemă de sănătate, să-ți rezolvi o problemă de documentație, de orice ai nevoie. Și atunci, aceste 20 de zile pe care le am libere, eu nu le folosesc aiurea, le folosesc doar pentru scopul ăsta de a mă plimba. Am această meteahnă a curiozității și a vizitat. Vreau să spun că în România nu mănăstirile mici, dar cele mari, le-am văzut pe toate în 34 de ani, dar nu cu scopul de a mă duce să stau în mănăstiri cu zile sau să pierd vremea. Uh-huh. Într-o mașină, timp de 2-3 zile, cu niște pături de prisos ca să fie la nevoie, cu câțiva lei în geantă, am oprit la un magazin și am luat o tocană sau o conservă, am luat o pâine proaspătă, am luat o apă, am luat o măslină, am luat un pește împachetat, o conservă de pește, unde ne-a prins foamea, am mâncat și apoi am luat harta și ne-am stabilit. Băi, anul ăsta vizităm uite astea 5-7 din zona asta. Cele mai importante. Da. În unele mănăstiri găsești amabilitate, așa sunt formați și monahii ca și pomii. Unii fac roade mai mulți, multe, mai coapte, alții mai puține. Și atunci am zis așa, ca să nu fim o povară, pune-te masă, strânge-te masă și nici să abuzezi de impresia, vai, eu sunt părintele Alistrate, să-mi tragi mie cloptul. Această chestie. Intram la mănăstire, pe poarta mănăstirii frumos, mă închinam în biserică, făceam câteva poze, mai spunea câte o maică, nu-i voie de fotografia, dar eu tot mai făceam una, două, zic, maică, e frumos așa de ansamblu pentru mine, zic, nu le pun nicăieri. Și după aceea ieșeam și filmam câteva flori de pe o gradă, dacă vedeam o floare frumoasă și avea semințe, îi rupeam câteva semințe, îi puneam într-o punguță și puneam doar ca să prind sămânța, că era culoarea frumoasă sau așa, și apoi ne uitam, în general, pe unii sunt icoane făcătoare de minuni. Știți ce înseamnă icoana făcătoare de minuni? Icoană vindecătoare. Cum e la Dălhăuț, cum e la Neamț, cum e la Letca Nouă, cum e la Florești, cum e plină țara, la Nicula, pe și pe acolo am fost. Și după ce vizitam, să spunem, în 2-3 zile mănăstirile acestea, ne căutam undeva sara, dacă eram rupt de oboseală, o cazare și dormeam în sara aia acolo. Și în momentul în care se făcea dimineața în zori, o tăiam spre casă. Adică cam pe miercuri dimineață să fim acasă. Plecam, să spunem, cam de duminica după amiaza. Ca să putem să acoperim traseul, că lunea și marța e mai liber. Și am fost la Sfântul, în România întâi să le luăm, am fost la Sfântul Grigorie de Capolitru. Un mare sfânt, un minunat sfânt, adus de boierii craiovești în Oltenia, când au făcut frumoasa ctitorie Bistrița Olteană. Acest sfânt, puțini știu de el. Ei știu că e la noi în țară, dar puțin sunt oameni care sunt în zona respectivă. Adică nu e un sfânt cum e Sfânta Cuprioasa Parascheva, foarte cunoscut. Deși poate au evlavii localnice. Dar acest sfânt, la viața lui, a făcut minuni fără ca să fie pus undeva în cinste, într-o biserică. Îl avea un negustor. Și negustorul respectiv a observat că de când îi punea candela aprinsă, se purta frumos și vorbea frumos, el avea foarte multe sporuri. Adică avea foarte multe afaceri care îi mergeau superb. Și atunci când au venit negustorii care trebuiau să-l cumpere, el a spus așa, e cum să-l vând dacă mie după mine, după el îmi merge bine. Da, domnule, de asta e un sfânt creștin, trebuie să stea într-o biserică, tu ești pagân, ești de altă religie. Îl vând,
având greutatea lui în aur. Boierul, dacă a avut nevoie să-l iau, a venit cu 4 saci de bani de aur și a spus așa: pune Sfântul pe cântar. Și da, dar îl pun cu tăcuraclă. Pune, domnule, cu tăcuraclă. A pus sacii de asta la altă parte pe balansă, unde trebuia pusă cantitatea de bani, și a început să ia, așa, un căuș. S-a terminat primul sac. Toți banii erau mai grei. A terminat al doilea sac, a terminat al treilea sac. Și atunci negustorul a spus: nu, dați-l jos să verificăm. A pus cântarul pe drept, a adus măsurători, a adus lucruri care știau exact ce greutate are, le-a pus acolo, cântăreau egal. S-o cam înspăimântat un pic, dar zic, dacă cântarul e corect și așa am făcut tocmeala, oamenii mai aveau și cuvânt înainte. L-a pus pe cântar. S-a terminat jumătate de sac, Sfântul tot ușor. S-a terminat trei sferturi de sac, Sfântul tot ușor. Când a rămas o mână de 30-40 de monezi de aur, s-a echilibrat tracla cu sicriul, cu Sfântul, cu bănuții de pitage. Și negustorul atunci s-a înțelepsit și a zis așa: e clar că lăcomia mea a pedepsit Sfântul. Sfinte, mergi sănătos la ei tăi, dacă cu ei ții și pe ei iubești. Și atunci boierul craiovean a zis așa: nu, pentru bunătatea și omenia ta iau un sac de bani. L-a adus în Bistrița Olteană și el păzește zona aceasta a Olteniei, zona frumoasă a banilor Craiovei. Și ca să vedeți cum fac sfinții minunile frumoase sau cum fac lucrurile frumoase, cum stăteau maicile și pregăteau un hram din ăsta intens, știți cum e la hram, vin episcopul, vin preoți, vin invitați, vin lume bună, vin oficialități, trebuie să dai o ciorbă, trebuie să dai un felul 1, trebuie să dai un felul 2, trebuie să dai un desert. Și apoi pune-te, curăță, zarzavaturi, cartofi, pregătește, spală, așează. Un sărantoc intră în bucătărie, era așa o vreme ploioasă și zice: îs și eu de aici, din țara asta, nu-mi dați și mie o bucățică de pâine? Ieși afară din bucătărie, tu n-ai văzut ce scrie pe ușă, accesul interzis? Eu am venit să vă spun că mi este foame, nu că să-mi arătați că e accesul interzis. O, ieși și tu pe ei! Ieși afară! Mai ca economă, dă-l afară! Nu i-au dat pâine. Vă l-a zis: rămâneți sănătoase, a ieșit pe ușă, s-a îndreptat spre biserică, a deschis ușa la biserică și a intrat în biserică. Economa a strigat la o maică: mai, anunț-o pe eclesiarhă că acel sărântoc a intrat în Biserica Mare. Eclesiarhă spune: nu există așa ceva. Biserica Mare e încuiată. Noi facem slujbă în paraclis. Nu e deschisă. Mai du-te și de verific. Am văzut eu cu ochii mei. Aia se duce, deschide ușa la biserică, închis. Se duce ea cheia, se gândește că s-a închis ala pe dinăuntru. Intră în biserică, caută toate cotloane, se uită peste tot noi. Ei, dacă o termina de căutat, hai să ducă să închine la Sfântul. Și când se duce, vede cum veșmintele de pe el erau udi la picăturile de ploaie, iar pe papuci avea frunze de pătrunjel, cum el îi curățau la bucătărie unde intră. Și atunci s-a dat seama cine le-a cerut pâine. Și de atunci au schimbat din atitudinea de scorpii și din răutăcioase și ambițioase și orgolioase și zgârcite să fie mai milostive. Deci așa fac sfinții minuni. Asta e un contact real cu Sfântul. Asta e un miraj. Citiți-mă istorioare zilele astea care m-au impresionat enorm de mult. Nu de cel ce-o scris-o, de cel ce-o trăit-o. Era un băiat foarte evlavios, îi plăcea să bată munții și potecile astea de pusnicie. Și mereu se ruga lui Dumnezeu și spunea așa: Doamne, dacă este un loc unde eu n-am călcat cu picior, dar tu te odihnești, du-mă acolo. Și mergând așa prin potecele munților, o nimerit deodată în fața unei mănăstiri care nici nu știu că ea există acolo. A intrat în interiorul ei, a bătut după zid la portiță, a apărut un călugăr, pare să că scria că îl chema Simeon. Și a zis: omule, tu cum ai intrat aici?
Am intrat cu piciorul. Dar cum ai ajuns? Aici n-a călcat picior de om de 20 de ani. Dar de ce, mă rog? Păi noi ne-a rugat la Dumnezeu să ne acopere de lume pentru liniștea noastră, pentru folosul nostru duhovnicesc, pentru pacea noastră și să fim feriți de primejdie. Și până astăzi nouă nu ni s-a întâmplat ca cineva să dea peste noi. Eu m-am rugat la Dumnezeu să mă duc într-un loc acolo unde El se odihnește. Înseamnă că aici, la dumneavoastră, între călugării dumneavoastră, unul este Hristos.